Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă revistă a presei aici în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon și dați-mi voie să vă spun astăzi la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei din partea postului nostru de televiziune. Așadar, apropo de Sfântul Andrei, în revista presei, iată, Ludovic Orban are un mesaj, am putea spune, anti-pelerinaj. La mulți ani, zice Ludovic Orban, tuturor celor care poartă numele Andrei și Andreea, Sfântul Andrei are o rezonanță deosebită pentru noi, fiind protectorul românilor, cel care a adus creștinismul pe aceste meleaguri. În acest an, chiar dacă nu ne putem bucura de această sărbătoare așa cum eram obișnuiți, îl putem omagia pe Sfântul Andrei cu aceeași credință din casele noastre și în familia noastră, a scris prim-ministrul Orban pe Facebook. Asta înseamnă așa, mai dată cu mantă, oameni buni, stați acasă, nu mergeți în pelerinaj, că e mai bine așa, eu așa înțeleg. Un articol, ia să vedem de unde e articolul ăsta, pe ziare.ro, cu 10 zile înainte alegerilor parlamentare, partidele pe care se bazează PNL în vederea formării viitorului guvern pun condiții din ce în ce mai dure pentru o alianță solidă, așa cum își dorește președintele Iohannis. În aceste zile, atât USR cât și PMP au anunțat că nu vor intra la guvernare în orice condiții impuse de către Partidul Național Liberal. Asta aflăm de pe ziare.ro și în același timp pe ziarul Cotidianu, în ziarul Cotidianu scrie că se întâmplă după ce joia trecută Ludovic Orban a făcut următoarea declarație din Start: excludem orice fel de colaborare cu PSD, deci practic posibil parteneri sunt USR, PMP, UDMR și cam atât, zice Orban. Există însă dispute politice și între posibilii parteneri pe care și dorește PNL, mai scrie Cotidianul, una dintre contre vizează eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Astfel, USR a anunțat că toți parlamentarii formațiunii își vor depune demisiile, lucru care s-a și întâmplat. Dar, mă rog, eu nu știu dacă asta nu cumva e o fanfaronadă, pentru că, din câte știu eu, nu știu dacă e și exact așa cum știu eu, ei vor beneficia totuși de pensie specială, dacă vor rămâne aceste pensii în vigoare, pentru că li se va calcula în funcție de numărul de zile de mandat pe care l-au avut. Așa știu eu, nu știu dacă informația este neverificată. România Liberă observă faptul că PSD vrea la guvernare cu pro-România, iar PNL este exclus din calculul politic. Gabriela Firea, prin vicepreședinte PSD, este gata să îngroape securea războiului de dragul accederii la guvernare și le cere celor din pro-România să-și amintească perioada în care lucrau împreună. Pe de altă parte, gândul spune că fostul edil al Capitalei este de părere că este nevoie de o schimbare și îndeamnă populația să iasă la vot pe 6 decembrie, când au loc alegerile parlamentare. În cazul în care socialdemocrația ar ajunge la guvernare, Firea a promis redeschiderea școlilor, dar și o testare în masă a oamenilor pentru coronavirus, care de fapt se regăsesc în cele 5 puncte a lui Ponta. Bun, ce avem aici? Ia să vedem. Pe site-ul celor de la Antena 3 zice așa: pelerinajul de Sfântul Andrei este supravegheat de circa 150 de jandarmi și polițiști la mănăstirea de la Peștera Sfântului Andrei, procesiune care a iscat un scandal între biserică și guvern. Deși adunarea religioasă a fost interzisă, un alt prea sfințitul sau un alt prea șpăgarul, nu știu cum se citește asta, ÂPS. Un alt prea sfințitul sau un alt prea șpăgarul, nu, poți să citești cum vrei, până la urmă, ÂPS. Așa, arhiepiscopul Tomisului a chemat credincioșii la slujbă, fiind primul conflict deschis dintre biserică și autorități din acest an, pe tema pandemiei de coronavirus. Polițiștii și jandarmii supraveghează credincioșii care iau parte la slujba de Sfântul Andrei, de la mănăstirea cu același nume.
25 de mașini cu oameni de la o asociație, un prim val de pelerini. Cei care intră în zonă sunt verificați pentru că nimeni din afara localității Ion Corvin nu are voie teoretic să participe la această ceremonie religioasă. Un preot iritat are un mesaj de Sfântul Andrei să le fie rușine autorităților. Un preot a coborât din autoturism și le-a transmis autorităților să le fie rușine, deși adunarea religioasă a fost interzisă în plină pandemie de COVID. Na, ce să... Păi, legea e legea pentru toți. Regulile sunt reguli pentru toți. Nu se poate să fie unii mai presus de lege sau legea să fie doar pentru unii. Asta e. Uite încă un articol. Pe Digi24 citim că pandemia a lăsat fără loc de muncă mulți români care se văd în situația de a înfrunta o iarnă plină de incertitudini fără un venit lunar sigur. Unii sunt în șomaș tehnic, își completează veniturile cu un job part-time, alții preferă să își schimbe complet domeniul de activitate. Ceaba Beche și director al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Bihor a spus că sunt foarte multe persoane care nu au mai rezistat acestui statut de șomer tehnic. Una dintre posibilități a fost completarea veniturilor prin contracte part-time, care pot fi cumulate cu șomajul tehnic sau părăsirea angajatorului și reorientarea. Titlul era de ierni grele și cu buzunarele mai goale, românii sunt avertizați să cheltuiască mai puțin și să își pună bani de rezervă. Ce avem aici? Ce avem aici? Pe Libertatea avem un articol despre o tânără în vârstă de 29 de ani care e proprietara unei firme care în asociere cu alte două societăți comerciale a reușit să obțină în ultimii ani suma de 2.428.000 de euro pentru reconstrucția ecologică a unui sit de importanță comunitară. Libertatea ar fi mers pe firul poveștii pentru a afla ce și mai ales cine se află în spatele afacerii. E vorba de Gorjul de Vest, nordul Gorjului de Vest, de fapt, care este o arie naturală protejată, situată între Parcul Național de Fileu Jiului în est și culmea Cernei în vest. Integral articolul se află pe Libertatea. Conform datelor publicate pe site-ul Natura 2000, vorbim de un număr mare de ecosisteme prezente în toate zonele alpine și subalpine, aici crescând printre altele floarea de colț. De 10 ani această zonă ar fi administrată de Asociația Camera de Comerț România-Japonia, contractul de administrare fiind încheiat cu Ministerul Mediului în anul 2010, pe vremea când ministerul era condus de udemeristul Lazlo Berbeli. Mai departe, spun cei de la Libertatea că administratorul al acestei zone, Asociația Camera de Comerț România-Japonia, este și cea care depune solicitări de finanțare din bani europeni pentru activități de protecție a mediului, dar și entitatea care dă mai departe contractele către firme. Astfel, președintele Mihai Prundianu, al cărui nume a apărut în presă în dosarul în care a fost inculpat fostul judecător CCR Tony Greblă, în 2017, printr-un contract încheiat la 26 octombrie, Asociația Camera de Comerț România-Japonia primește prin programul operațional de infrastructură mare, adică POIM-ul, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, suma de 20.993.000 și vreo 995 de lei, aproximativ 4.200.000 de euro, pentru implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul situlului Natura 2000, nordul Gorjului de Vest, care vizează reconstrucția ecologică a habitatelor. Și de aici începe toată povestea cu rude, prieteni și clientelă politică. Articolul integral îl găsiți în Libertatea. Hai să vedem ce mai avem, ce am mai putea spune. Uite, pe știri, pe surse. Pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, taxează dubla măsură autorităților care se grăbesc să scoată în aer liber credincioșii și slujbele religioase.
dar da, asigurări că trecerea milioane de români prin secțiile de votare într-o singură zi nu presupune niciun risc. Iuga propune scoaterea secțiilor de votare în aer liber, chiar dacă mai sunt câteva zile până la alegeri. Iuga afirmă că propunerea nu este avansată târziu, ținând cont de modul în care autoritățile anunță în ultimul moment diverse restricții. Interesantă propunere a domnului Iuga, președintele Uniunii Baptiste. Ce avem aici? Prima zăpadă, primele probleme, se circulă cu dificultate. Ia uite, ăsta este un articol interesant. În prag de alegeri parlamentare avem parte de o adevărată ploaie de stele. Ce înseamnă asta? Avansări în cadrul Ministerului Apărării și mai precis în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Președintele Klaus Iohannis a făcut o serie de avansări spectaculoase. Lista cu avansările făcute de Klaus Iohannis o găsim pe bugetul.ro. Ia să vedem. Printre cei avansați de șeful statului se numără și directorul STS, generalul Sorin Ionel Bălan. Păi nu. Pe urmă mai avem un decret privind înaintarea în gradul de general locotenent cu 3 stele a domnului general major cu 2 stele, Bălan Ionel, Sorin din Serviciul de Telecomunicații Speciale. Cam toate avansările astea, ploaia asta de stele, au fost la STS. Interesant. Și acum un prag de alegeri. Dacă tot vorbeam de Klaus Iohannis, Iohannis va efectua astăzi la ora 13 o vizită la Spitalul Universitar din București, a informat administrația prezidențială. Președintele a efectuat diverse vizite și a ieșit public pentru a lansa atacuri la adresa PSD. PSD, PSD. Ăsta a devenit un refren pe care Iohannis îl cântă de ceva vreme. În același timp, ieri președintele României a vizitat call center-ul DSP București la Arena Națională. Le-a mulțumit voluntarilor care ajută la preluarea apelurilor, spunând că DSP-urile au fost total depășite din cauza lipsei de personal. Păi da, probabil că de-aia ți-a angajat-o pe dansatoarea... îmi scapă numele acum, cum o chemam pe dansatoarea, de-au angajat-o la DSP la București, nu? Șeful statului a vorbit despre campania de vaccinare care se pregătește, exprimându-și speranța că pandemia va fi pusă sub control până în vara anului viitor. Era un cântec până vara viitoare, ceva de genul ăsta. Ia uite, un articol foarte interesant din punctul meu de vedere. Zice așa, liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat duminică seară la un post de televiziune că se poate ajunge în situația ca partidul care câștigă alegerile parlamentare să nu dea premierul. Orban s-a declarat convins că PNL va câștiga alegerile parlamentare și conform unei cutume democratice propunerea de premier se face din rândul partidului aflat pe primul loc. Întrebat dacă propunerea de premier poate fi făcută și din rândul partidului care a ieșit pe locul 2 la alegerile parlamentare, Orban a răspuns afirmativ. Se poate ajunge într-o astfel de situație, dar numai dacă eșuează partidul care câștigă alegerile și premierul desemnat să formeze o majoritate, ar fi spus Orban în cadrul respectivei emisiuni TV. Cât mai avem? Să vedem dacă mai găsim ceva interesant pe aici, care să nu fie și campania electorală, că văd că majoritatea articolelor din ziare au așa, ușor o tentă electorală, astea la emisiune de promovare electorală. Un articol
un articol unde. Într-un interviu pentru Adevărul, fostul președinte PSD Ponta a declarat că de fapt PSD vrea să piardă alegerile, iar Marcel Ciolacu nu a vrut ca PSD să facă alianță cu Pro-România pentru că nu a vrut să învingă PNL. De ce nu a vrut alianță? Pentru că ei trebuiau să iasă pe locul 2. O alianță PSD Pro-România-ALDE ieșea pe primul loc. Nu făceam 50%, dar băteam evident PNL. Din orice sondaj era clar că ieșim pe primul loc, ori sarcina lui Marcel Ciolacu era să iasă pe locul 2, a declarat Victor Ponta. Interesantă declarația asta în condițiile în care, așa cum spuneam în debutul revistei Prese, Gabriela Vrânceanu Firea și-ar dori o alianță cu Pro-România. Ce să mai vedem aici? Seamănă sondaj de opinie și nu vreau să îl dăm în momentul ăsta, pentru că nu are rost. Cam asta ar fi în linii mari. Hai să vedem dacă pe locale mai e ceva interesant. Nu prea, că e luni și că lunea nici iarba nu crește. Acum iarba nu, oricum nu crește în perioada asta. Bun, cam asta e. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, aceasta a fost revista Presei. Numai bine!